zi tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. A fost o zi plină de emoții pentru cei peste 4.000 de boboci ai Universității Transilvania. Pentru octombrie s-a dat startul unui nou an universitar, moment marcat printr-o ceremonie și de către instituția de învățământ brașoveană. Aula Sergiu Chiriacescu a devenit neîncăpătoare pentru sutele de tineri care au luat acum startul unui nou drum în viață, dar și pentru cadrele didactice care le vor fi alături în următorii ani. Ceremonia de deschidere a anului universitar 2014-2015 a debutat cu discursul susținut de rectorul instituției brașovene. Avem multe proiecte, după cum ați aflat la deschidere, vom debuta în această seară cu primul spectacol din cadrul galei de concerte a Universității Transilvania din Brașov. Dorim de asemenea să dezvoltăm foarte mult activitățile în care implicăm studenți și de asemenea în cazul colegilor noștri, cadre didactice, să-i răsplăti pentru performanțele pe care aceștia le au, mai ales în cercetare. Alături de conducerea Universității Transilvania, la festivitate au participat și reprezentanții autorităților publice locale, care au urat succes tinerilor studenți brașoveni. Vin cu plăcere aici în fiecare an, am terminat universitatea în 1977, am fost aici student, după aceea cadru didactic foarte mulți ani. Din păcate, din foștii mei profesori foarte puțin mai participă la aceste festivități, au dispărut rând pe rând. E o universitate, una din cele mai bune universități din țară, ca facultăți tehnice, eu zic că e pe primul loc, sunt inginerii care au ieșit de aici, întotdeauna au fost printre cei mai buni din țară. Universitatea Transilvania este pe un drum foarte bun din punctul meu de vedere, pentru că tot ce s-a întâmplat, toate lucrurile care s-au întâmplat în ultimii 2 ani, din punctul meu de vedere, sunt argumente din acest punct de vedere. Mă bucur ca primarul municipiului Brașov să avem o universitate care se mișcă bine. În regiunea 7 Centru, practic, este cea mai mare universitate și cea mai bună universitate. În toate discuțiile pe care le aveam pe această temă, universitatea are un rol principal, este un pilon important în comunitatea brașoveană. După o bine meritată vacanță de 3 luni, a venit și rândul studenților să înceapă cursurile. Bobocii sunt plini de entuziasm la gândul anilor de facultate ce îi așteaptă în băncile Universității Transilvania. Am ales această facultate pentru că îmi place foarte mult medicina, îmi place orașul și vreau să încep o nouă viață odată cu venirea la Brașov. Vreau să termin și să ajung inginer, de am intrat aici, să-mi construiesc un viitor de baza căruia să câștig și un salariu. Un moment deosebit la începerea anului universitar l-a reprezentat mini-recitalul susținut în avantpremiera concertului din seara de 1 octombrie de către renumitul muzician Horia Mihail, care a inaugurat astfel pianul de concert Steinway al Universității Transilvania. La cele 18 facultăți ale universității încep cursurile peste 20.000 de studenți, dintre care mai mult de 4.000 sunt în anul întâi. Cristian Cioacă află peste 2 săptămâni sentința finală în procesul accesării ilegale a e-mailului Elodiei. Magistrații au rămas în pronunțare după ce au analizat apelul declarat împotriva sentinței judecătoriei din Brașov. Verdictul se dă pe 15 octombrie. Este vorba despre dosarul în care Cristian Cioacă este rejudecat pe motiv că a accesat și a dat publicității în 2007 mesajele electronice ale soției sale și abia apoi le-a pus la dispoziția anchetatorilor care îl cercetau pe polițist la acea vreme pentru omor calificat. Fostul polițist a fost condamnat din instanța de fond, dar sentința a fost atacată cu apel, care s-a judecat la Curtea de Apel din Brașov. Sentința finală se va da la mijlocul acestei luni. În prezent, Cioacă este condamnat la 15 ani și 8 luni de detenție pe motiv că și-a ucis soția pe avocata Elodia Ghinescu. Spectacol de excepție pentru seniorii brașoveni, celebrele soprane Daniela Vlădescu și Bianca Ionescu au evoluat pe scena de la Reduta spre încântarea pensionarilor chiar de ziua lor. În fiecare an, Consiliul Județean organizează de 1 octombrie evenimente culturale, la care sunt invitate nume sonore din teatru, film și muzică. La mulți ani, cât mai mulți ani, alături de noi, fericiți, sănătoși. Este deja tradiție. La 1 octombrie, seniorii brașoveni sărbătoresc împreună cu Consiliul Județean Ziua Pensionarilor. Întotdeauna am fost alături de ei,
avem Consiliul Județean alocă sume importante de bani pentru acțiunile cu pensionarii, pentru cursuri, pentru spectacole. E un puțin pe care îl facem și trebuie să vă spun că întotdeauna am avut regretul că nu beneficiem de bani mai mulți pentru a sprijini astfel de acțiuni în tot județul. Măcar la nivelul la care o facem în municipiul Brașov, am dorit întotdeauna să facem și în celelalte orașe, municipii din județul Brașov. Din păcate, bugetul nu ne permite. Dar ceea ce facem aici în Brașov, eu zic că e mulțumitor și e o acțiune, sunt acțiuni pe care le-am început acum mulți ani și le-am continuat an de an. 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanei de Vârstă a Treia, Consiliul Județean organizează pentru seniorii noștri un spectacol deosebit de frumos. Tot cu data de 1 octombrie se dă startul și la cursurile în Clubul Județean al Persoanelor, cursurile de calculatoare începători și avansați și de dansuri de societate. Deocamdată la cursurile de calculatoare s-au înscris 170 de vârstnici, la dans de societate vreo 30, deocamdată că am fost anunțat mai târziu că se va desfășura și acest program. O zi obișnuită pentru noi este ca și pentru oricare pensionar. Ne spun de dimineață, luăm masa, mergem la plimbare, ne întorcem din nou la masa de prânz, mai vizionăm câte un spectacol, facem multă mișcare, asta este indicată. Care sunt distracțiile la ordinea zilei? Păi cam puține distracții. În afară de televizor, mai mergem pe la sărbătorile care se organizează în Brașov. Locuiesc cu băiatul meu, cu nepoțel și noră și gătesc, merg la piață, spăl, treburi obișnuite. Și astăzi ați venit la distracții? Bineînțeles, era o zi prea importantă ca să o ratez, am fost și anul trecut, a fost foarte frumos și acum sper să fie și mai și. Acolo am învățat cum să vedem poze dacă ți le trimite cineva, cum să socializez cu cineva. Acum pot să socializez cu oricine din lumea asta, de la un cap la altul al pământului. Celebrele soprane Daniela Vlădescu și Bianca Ionescu au sărbătorit 30 de ani de carieră alături de pensionarii brașoveni pe scena de la Reduta. Peste 670.000 de euro este suma pe care Râșnovul o va accesa din fonduri europene pentru finalizarea a două proiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale. Unul se referă la realizarea atelierelor de la Liceul Tehnologic, celălalt la construirea unei cantine pentru elevi, proiect care este în stadiu de evaluare. Sunt investiții mai vechi pentru care s-au alocat bani de la guvern doar pe perioada 2007-2009 și pe care administrația locală le-a continuat din fonduri proprii. Realizarea atelierelor de la Liceul Tehnologic din Râșnov reprezintă o investiție începută din 2007, pe vremea ministrului Cristian Adomniței, care a gândit pentru Brașov 4 campusuri școlare pentru elevii din județ. Lucrările nu au mai fost finanțate de la guvern după 2009, moment în care administrația râșnoveană a reușit să aloce fonduri, însă nu au fost suficiente pentru încheierea proiectului. Programul operațional regional 2007-2013 reprezintă o oportunitate atât pentru proiectul de la Liceul Tehnologic din Râșnov, cât și pentru construirea cantinei. La ora actuală s-a ajuns cu lucrarea realizată în proporție de 60%. S-a finalizat biblioteca, s-a finalizat sala de sport, s-a construit și anexa. Avem intenția de a construi o cantină în piața școlii. Este o cantină care dorim să deservească într-un sistem centralizat tot ceea ce înseamnă unitățile de învățământ, iar pe viitor ne propunem chiar să avem în orașul Râșnov un centru de excelență pentru sporturi de iarnă, unde copiii care sunt selecționați din diverse colțuri ale țării să poată fi cazați. V-am spus, avem și clase cu profil sportiv, în așa fel încât să îmbină atât pregătirea fizică și performanța, cât și să nu lipsească de la orele de curs.
Programele de îmbunătățire a infrastructurii de învățământ din Râșnov au șanse mari să fie finanțate prin fonduri europene. Pentru regiunea centru, la acest capitol este disponibilă suma de 150 de milioane de euro. Preoții militari din România și-au dat întâlnire la Brașov. E vorba despre un eveniment găzduit de către Inspectoratul Județean de Jandarmi. Anul comemorativ al martirilor brâncoveni a fost unul dintre subiectele importante ale întâlnirii. Suntem onorați, jandarmii brașoveni, să fim gazda acestei convocări a preoților militari din Ministerul Afacerilor Interne. Este a doua oară când găzduim această activitate. Pentru noi asta înseamnă o recunoaștere din partea Ministerului Afacerilor Interne că în Brașov și Jandarmeria Brașov este implicată și în activitatea religioasă desfășurată. Între jandarmi, rolul preotului militar este sau îl asimilez ca și Hristos în mijlocul ucenicilor. Există din partea jandarmilor o deschidere spre religiozitate, există deschidere spre biserică și spre sfintele taine care se săvârșesc în biserica lui Hristos. Gingășia copilăriei și grația feminină au fost transpuse cu măiestrie în tablouri și sculpturi de artista plastică Margaret Debner. Lucrările sale se află în colecții și muzee din țară și din străinătate, iar comunitatea săsească din Brașov o înscrie la loc de cinste printre personalitățile distinse care o reprezintă. Descendentă a familiei de celebri industriași Șerg, Margaret Debner este un nume pe care vi-l propunem la Brașoveni de altădată, cu care ne mândrim. Margarete Debner se naște în 1885, tatăl său fiind Wilhelm Scherg, unul dintre proprietarii faimoasei fabrici de stofe și mode Scherg, prima societate de țesături din zona Brașovului, actuala Carpatex. Urmează școala civilă de fete din Brașov și în acest timp se pregătește suplimentar la desen cu profesori de la Honterus. Din acei ani datează primele ei lucrări. Studiază apoi artele plastice la Berlin și Paris. Se căsătorește în 1907 cu medicul Wilhelm Debner, un renumit chirurg din Brașov. Acesta avea un sanatoriu privat în care, pe timpul războiului, a funcționat un spital de cruce roșie cu 40 de paturi. Aici, doctorul Debner opera dimineața, iar după amiază făcea intervenții la spitalul militar, unde era șeful secției de chirurgie. Margarete Scherg și medicul Debner au avut 3 copii, ce au urmat modelul părinților și au devenit distinși intelectuali. Thea, un reputat medic brașovean ce va deveni soția cunoscutului scriitor de limbă germană Erwin Wishtok, Maya, istoric și cercetător ce a fost căsătorită cu apreciatul profesor de geografie Kurt Filippi, iar al treilea copil a fost Wilhelm Debner Junior, cu studii tehnice în Germania, ce a ajuns un bun inginer în uzina Tractorul. Preocupările artistice ale Margaretei Debner au fost împletite cu cele umanitare. Deschide un cămin pentru copiii mamelor muncitoare din Brașov, cumpără lucrările artiștilor aflați la început de drum, participă cu lucrările sale la evenimente de strângere de fonduri. Margaretei Debner a expus până în 1970, când s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani. A fost premiată la diverse saloane, a avut zeci de expoziții în țară și străinătate, iar lucrările sale se află în muzee din România și Germania. La mormântul acesteia, dar și al fiicei sale Maya din cimitirul evanghelic de pe Strada Lungă, se află sculpturi realizate de Margaretei Debner. De asemenea, într-un gang din curtea casei de pe strada Hirscher, unde a locuit artista, se găsește o altă statuie dăltuită de ea, femeie îngândurată. Nepoții săi au reunit fotografiile lucrărilor în frumoase albume de artă, ca un gest de păstrare a memoriei Margaretei Debner. A răsunat muzica în toată școala. Din sala festivă, sunetele au ajuns la sufletele părinților, elevilor și dascălilor, în acorduri care au încântat auzul și mintea. La liceul Tudor Ciortea, Ziua Internațională a Muzicii le-a dat ocazia micilor artiști care studiază la acest liceu de profil să-și etaleze talentul în fața tuturor prin concerte speciale dedicate în primul rând sufletului, așa cum au spus muzicienii. Thank you.
Începând cu anul 1975, Ziua Internațională a Muzicii se sărbătorește în fiecare an în toată lumea. La Liceul de Muzică Tudor Ciortea din orașul nostru a fost un adevărat regal muzical. Micii muzicieni s-au pregătit din timp pentru a oferi celor prezenți momente speciale. Ziua Internațională a Muzicii este pentru Liceul de Muzică o zi specială, pentru că muzica este iubirea noastră. Eu așa cred, e iubirea noastră ca profesor și eu cred că și elevii, pentru că urmează acest liceu, poartă în inima lor iubirea pentru muzică. De câțiva ani ne-am hotărât să sărbătorim într-un mod specific și deosebit, bineînțeles, Ziua Internațională a Muzicii. Eu cânt la vioară și îmi place vioara, deoarece cântând la vioară și sau la orice alt instrument poți exprima anumite sentimente și azi fiind Ziua Internațională a Muzicii, cu toți elevii din acest liceu putem arăta lumii ceea ce simțim noi pentru muzică. Tu ce simți, de exemplu? Dragoste. Muzica mă face pe mine să-mi exprim anumite sentimente. Liniște. M-am tras acest instrument, mă uitam la televizor când eram mic și vedeam pe toți cum suflau și ce melodii aveau clasice și populare și m-a arătat foarte mult și de-aia am venit la liceul de muzică. Am avut și o pasiune mare. Am ales pianul pentru că e un instrument complex care mă ajută foarte tare să înțeleg foarte multe lucruri. Mă ajută să mă exprim în ceea ce vreau să spun și îi dă sufletul meu tot ce are nevoie. Mă face să mă simt foarte bine și fericită. Mulți dintre elevii care învață la Liceul de Muzică Tudor Ciortea au rezultate deosebite. Vorbim despre premii importante la olimpiade și concursuri naționale, dar și la competiții internaționale. Cei mai mici dintre elevi și-au aplaudat colegii care au fost pe scenă și s-au bucurat cu adevărat la finalul fiecărei interpretări. Micii artiști au gânduri mari și vor să reprezinte Brașovul și România pe marile scene ale lumii. De aceea dedică foarte mult timp studiului muzicii. Melomanii brașoveni au parte de o săptămână de muzică de înaltă ținută. Cea de-a 12-a ediție a Festivalului Muzica Coronensis a debutat marseara, iar concertul inaugural a coincis cu închiderea stagiunii de orgă de la Biserica Neagră. Brașovenii care au participat la deschiderea Festivalului Muzica Coronensis au audiat concerte de orgă și de cor. Festivalul de anul acesta propune brașovenilor momente culturale diverse și va readuce în atenție tradiții muzicale vechi de un secol. Ceremonia dezvelirii plăcii comemorative a compozitorului, dirijorului și pedagogului brașovean Gheorghe Dima va reprezenta o sărbătoare pentru orașul nostru în ziua de 4 octombrie, iar duminică, 5 octombrie, tradiția muzicală a fanfarelor de acum 100 de ani va fi renăscută prin concertul de promenadă din Parcul Central. Ultimul concert al ediției va fi găzduit de Sala Patria, unde brașovenii vor fi invitați într-o incursiune muzicală și vizuală prin istoria muzicii brașovene. 70 de artiști și ansambluri locale vor prezenta compoziții care se leagă de vechea cetate Corona, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre. Acest maraton muzical va avea loc duminică 5 octombrie de la ora 17, iar intrarea va fi liberă la Sala Patria, ca de altfel la toate concertele festivalului. Programul se află pe site-ul muzica.coronensis.ro.
A început campania națională de testări gratuite pentru plămâni. Spirometriile se fac începând cu 1 octombrie și până la finalul anului în 17 județe, printre care și Brașovul. Campania este inițiată de Societatea Română de Pneumologie. Toți cei interesați să-și testeze gratuit plămânii pot verifica lista completă și telefoanele la care se pot face programări pe site-ul brasovultau.ro. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!